acum Sebastian Marian era un creștin și a venit pe lume cu ajutorul lui Dumnezeu, dar încă nu avea scutul acesta, protecția aceasta a ortodoxiei. Și iată că astăzi ne-a venit și Bunul Dumnezeu să săvârșim taina aceasta a botezului, să-i punem scutul acesta al botezului în brațe, însă fiindcă așa cum este un soldat fără antrenament, și el este un soldat fără antrenament în această viață. Și rolul acesta la antrena este al părinților trupești și al părinților spirituali. Creșteți copiii așa cum dorește și biserica, în pace, în armonie și în dragoste, și mai mult atât să dobândească noi sentimentul acesta al iertării. Și noi ca și adulți, fiindcă nu mai știm să iertăm, dar și ei ca și prunci, să ierte și să accepte pe cei de lângă ei.